școala online a avut efecte negative pentru cei pe care îi așteaptă un examen final. Revenirea în bănci a elevilor din clasele terminale era imperios necesară pentru că o pregătire eficientă se poate realiza numai în sala de clasă. Copiii au nevoie de o pregătire constantă și orice întrerupere a legăturii cu școala îi afectează, mai ales în ceea ce privește examenele pe care trebuie să le susțină. Învățământul online a fost o provocare atât pentru elevi cât și pentru profesori. Privința învățământului online, să știți că toți elevii sunt afectați, inclusiv clasele terminale, destul de greu și pentru elevi și pentru profesori. E adevărat că s-a mai scos ceva din materia pentru examenul de bacalaureat și evaluarea națională, însă e destul de important să participe la școală și alta este activitatea din unitatea de învățământ, unde poți să învețe sub îndrumarea profesorului și una este activitatea online, care este una, eu zic, ajutătoare mai mult decât una eficientă. Elevii s-au bucurat că au revenit în sălile de clasă încât aveau mare nevoie de îndrumarea profesorilor. Chestia asta cu închiderea școlilor și tot așa nu mi se pare corect. Foarte mult m-ar afecta pentru că în orele online nu putem să fim atât de mult de atenți și nu se învață atât de bine. La școală suntem față în față cu profesorii și ne explică altfel, suntem atenți altfel. În schimb, la orele online nu putem, mai ales la matematică, nu se poate explica atât de bine. Dăm bacul și online nu avem cum să învățăm, să putem să luăm măcar 5 la bac, să spune așa. Ne bucurăm foarte mult pentru că am început al doilea semestru din ultimul an de școală. Cred că o să fie un an bun, adică sfârșitul de an. E ultimul an petrecut aici și ne bucurăm din tot sufletul că îl putem petrece fizic și nu online. Reînceperea cursurilor era esențială. Elevii aveau nevoie de profesori. Școala online a avut o serie întreagă de dezavantaje, însă nu a existat o altă soluție.